Parcul elevilor va fi mâine foarte solicitat, motivul fiind legat de organizarea unui mini-campionat de fotbal pentru copii. Organizatorul este PES Activist Giurgiu, care anunță că manifestarea sportivă va începe la ora 9 și că vor participa cel puțin 6 echipe de câte 10 copii, cu vârste de la 7 la 10 ani. Este o acțiune care se înscrie în nota evenimentelor organizate de PES Activist Giurgiu. Un eveniment dedicat de data aceasta copiilor cu vârste între 7 și 10 ani. Avem un număr de 60 de copii participanți. Este vorba despre un mini turneu de fotbal unde se vor acorda premii, cupele nelipsite de la astfel de evenimente. Muzică, voie bună, vom avea și două trupe de majorete care vor evolua în pauzele dintre meciurile de fotbal. Acțiunea de sâmbătă va aduce micuților fotbaliști diplome de participare, iar primele trei echipe vor primi premii și cupe. PES Activist Giurgiu organizează acest eveniment în parteneriat cu Asociația de Fotbal Viitorul Giurgiu.